În cartea Secretele succesului există un pasaj în care Dale Carnegie ne reamintește de puterea miraculoasă a zâmbetului. Zâmbetul tău e mesagerul bunăvoinței tale. Zâmbetul tău luminează viața tuturor celor pe care îi întâlnești. Pentru cineva care a văzut o duzină de oameni încruntându-se, privind sumbru sau întorcându-și fața, zâmbetul tău e ca un soare care apare printre nori. În special atunci când persoana respectivă e supusă presiunilor din partea șefilor, clienților, profesorilor, părinților sau copiilor, un zâmbet o poate ajuta să-și dea seama că nu e totul lipsit de speranță, că mai există bucurie pe lume. Cu mulți ani în urmă, conducerea unui magazin universal din New York City, în semn de recunoaștere a presiunii sub care se aflau vânzătorii în zilele din ajunul Crăciunului, a prezentat publicului, în reclamele companiei, următorul principiu filozofic agreabil. Valoarea unui zâmbet de Crăciun. Nu costă nimic, însă creează mult. Îi îmbogățește pe cei care îl primesc, fără să îi împovăreze pe cei care dăruiesc. Se produce într-o clipă, iar amintirea sa dăinuiește uneori pentru totdeauna. Nimeni nu e atât de bogat încât să poată trăi fără el și toți cei săraci sunt îmbogățiți de beneficiile sale. Creează fericire în casă, exprimă bunăvoința într-o afacere și e semn de recunoaștere între prieteni. E odihnă pentru cei obosiți, speranță pentru cei descurajați, lumină pentru cei triști, cel mai bun antidot natural pentru necazuri. Și totuși, el nu poate fi cumpărat, cerșit, împrumutat sau furat, întrucât nu devine un bun accesibil pentru nimeni decât în clipa în care este dăruit. Iar dacă în perioada ultimelor cumpărături de Crăciun unii dintre vânzătorii noștri pot să fie prea obosiți pentru a-ți oferi un zâmbet, te putem ruga să le dăruiești unul? Pentru că nimeni nu are mai mare nevoie de un zâmbet decât cei care nu mai pot zâmbi deloc.